Salutări în a doua noastră zi în Beijing. Astăzi încercăm să urcăm la una dintre minunile lumii, și anume zidul chinezesc, care se vede undeva acolo în spate. Nu știu dacă se vede, se aude. Spatele meu e enorm de multă lume și în principal turiști chinezi. Au seara că la ei turismul e în general local. Am ales să facem tripul ăsta pe cont propriu. Nu știm încă dacă a fost o alegere bună sau nu, dar vom vedea până la final. Trebuia inițial să mergem cu trenul vreo 20 de minute, 20-30 de minute, doar că nu au reușit să ne ia bilete, mă rog, că se ia, va se cere pentru o aplicație și îți caută ei bilete. Nu am găsit, așa că am mers cu autobuzul și am făcut 2 ore, din care cred că o oră am făcut-o pe ultimii 10 km. Și acum stăm să ne cumpărăm bilete. Cristina e undeva acolo la coadă în spate, dacă o nimeresc. Și aici cred că stăm de jumătate de oră, ceva de genul ăsta. Pare că pe Alipay, de unde zic că se cumpără bilete, nu mai apar. În schimb, am văzut că foarte mulți, adică sunt oameni care cumpără de aici, în special ghizii. Hai să vedem dacă reușim. Stai, Cristina. Dar nu mă așteptam, trebuia să facem noi rezervare, dar e foarte complicat, că pentru noi nu-i nimic, trebuie să iei de la third parties, plătești extra, adică eu n-am găsit unde să putem să o rezervăm așa fără... Asta e dezavantajul, n-o facem pe cont propriu, dar... Și cu third party, și acolo ne-am luat țeapă, că noi trebuia să venim cu trenul, ne-a zis până la urmă că n-a reușit să ne ia bilete la tren, deci... Asta posibil... e coada pe care o mai avem în față. Și asta e mulțime de oameni. Ne-am zis că ajunge de dimineață, când am ajuns noi la, nu știu, la 9:30, lumea deja pleca. Cam asta e... Nu știu, coada, să zicem, de autobuze, deci se întinde de acolo. Avem aici autobuze, sunt trei rânduri de autobuze și continuă până în depărtare. Și dacă mai stă Cristina la coadă, să mai zic câteva chestii. Autobuzul ne-a costat 12 yuan de persoană și pare că ne-a costat atâta, pentru că conform acelui sistem de acolo zice că sunt 2 yuan per 10 km, iar apoi crește tariful către 1 yuan per fiecare 5 km. Mi se pare că au niște prețuri foarte mici la transportul în comun și am mers un pic și prin oraș cu autobuzul și nu era atât de aglomerat. După o oră jumate se apropie momentul. Deci cam atâta asta la coadă. Și acolo Cristina cumpără bilete. Sperăm să ne le și dea, să nu ne anunțe vreo chestie că nu mai are. Ca idee, pare că am stat atât de mult la coadă pentru că biletele se cumpără pe bază de buletin sau pașaport. Și la noi trebuie să le bage de mână, la ei le scanează doar. Dar noi avem pașaport, bagă datele de mână, doar că sunt mulți ghizi, probabil, care veneau cu câte mănunchi de 10, 20, 30, 40 de buletine. A mers? A mers. Să vedem cum continuăm după asta. Am reușit. Nu se înțelege nimic aici. Dă-te un pic, că te calcă autobuz. 40 de ioane de persoană. Am văzut că am dat pe amândouă 53 de lei, ceva de genul. Și o oră jumătate la coadă. Ca idee, am văzut tururi la 100 de dolari de persoană. Mi-a zis fata asta că sunt și la 50. Cred că îți oferă totuși drumul până aici. Sunt foarte multe locuri de mâncat, în caz că vi se face foame, măcar atâta. Mă, dacă stau să mă uit acum, de jos părea mai multă lume. Dar și pe zid în sus, când mă uit, nu e atât de multă lume. Pentru că am ajuns la marele zid chinezesc. Acolo jos e locul de unde am plecat și am mers pe partea de nord a turnului. Am mers pe acolo și am urcat pe aici. Teoretic sunt două variante. Ori la pas, așa cum am făcut noi, ori cu un sliding car, care, dacă am zis eu bine, e un fel de bob, care și urcă. De fapt, ar mai fi și a treia, cu telecabina, pe care însă n-am găsit-o. Deși am văzut ultima oară semne pe undeva pe aici, pe zid. Continuăm până găsim telecabina, care trebuie să ne ducă mai sus decât ne duce acel bob. Oricum trebuie ceva condiție fizică, pentru că ce obțin panta asta e destul de abruptă. Restul a fost mai ok, a fost trepte, dar zona asta e destul de abruptă. Pantele destul de abrupte și chiar și zice să ai grijă dacă plouă sau ninge. Poate că nu știu cum urce aici dacă e zăpadă. Imaginez cobori dacă e zăpadă. Da, te-ai pus în fund.
oricum cald, deși nu atât de cald, e încă ok că suntem în munți, peisajul superb, lume cât cuprinde. Noi ne aflăm la Badaling, zona din zidul chinezesc, cea mai apropiată de Beijing, de aceea este și așa aglomerată. Existau și zone un pic mai puțin aglomerate, a doua cea mai populară, Mutian, dar problema cea mai mare era cu transportul. Din ce citisem, făceam mai mult, erau cu schimbări. Na, dacă faci pe cont propriu, mai complicat. Nu că n-am fi făcut 2 ore jumate și până aici, cu na, un pic de ghinion la autobuz. Până la urmă e ok, însă nu avem șansa aceea, cum ați mai văzut, să vedem zidul gol. Însă noi suntem pe cea mai bine păstrată parte a zidului chinezesc, deoarece a fost și recent renovată. Și, după, și chiar se poate observa în rest, în mare parte zidul chinezesc este destul de distrus. De-a lungul anilor a suferit foarte multe efecte naturale, să spunem, asupra lui și nu este conservat în totalitate, fiind destul de lung, de aproximativ 21.000 de kilometri lungime. Deci, clar, nu se putea renova tot. Doamne, e cumplită bucata asta. Apropo, noi urcăm în partea de nord, am ales. Se mai putea și în sud. Că se vede mai frumos, pentru că sunt mai multe turnuri în partea asta. Acolo sunt mai puține, mai respirate. Dar e posibil să se vadă frumos și de acolo partea asta, culmea. Plină de oameni. Numai că după cum vedeți, nu se vede, eu mă așteptam să se vadă așa super, super mult, că na, nu se zicea că se vede de pe lună, în zidul chinezesc, din spațiu, mă rog. Partea cu văzut de pe lună, din ce am înțeles, nu e adevărată. Nu se vede de pe lună, pentru că oricum e destul de îngust. Adică e lung, are destul de îngust, are 6-7 metri, ceva de genul ăsta. Și cât are lungime, spune-ne? 21.000 de kilometri, în total. Bine, da. Da, e și șerpuit și de asta cumva are lungimea asta atât de mare. Da, și ce voiam eu să zic de ce nu se vede nici de aici foarte bine e pentru că e multă vegetație acum. Și cred că observați și voi, în spatele lui Răzvan, că efectiv e acoperit, adică se văd bucăți din el, mai așa se vede așa un drum șerpuit mai tare. Sunt drăguțe turnele și, Doamne, uitați-vă câți oameni vin. Și ca să nu uităm să precizăm, deși probabil știe toată lumea, Marele Zid Chinezesc este una dintre cele 7 minuni ale lumii, ale lumii moderne chiar. Pentru noi, cred că este a doua sau a treia minune a lumii moderne pe care o vedem. Mai avem până la 7, mai nu? Mai avem până la 7. Așa că rămâneți aproape, încet, rămâneți încet. Aproape. Le filmăm pe toate și le punem pe YouTube. Dați-i subscribe acolo. Și like și comentarii, ce părere aveți? Voi ați ajuns? Ați fi curioși să ajungeți la Marele Zid Chinezesc? Deci semnul ăsta l-am văzut de când am ajuns pe zid. Și încă-l vedem și am mers destul de mult. Eu simt că sunt cum o mint. Poate e ăla de coborât ăsta și era de urcat în altă parte. Hai că am dat de un ambuteaj, mă, aici o chestie. Construcția zidului se zice că a început undeva în jurul anului 600 înainte de Hristos și s-a terminat complet undeva la 1600. Deci a durat vreo 2000 de ani construcția lui, de la un cap la coadă. Și el a protejat de-a lungul timpului de invaziile popoarelor nomade, principal a mongolilor. Și cum vedeți, în partea asta acum avem China, în partea cealaltă era Mongolia, mă rog, o să vedeți oameni. În partea cealaltă era Mongolia, acum este tot China, deci rolul zidului în ziua de astăzi nu mai este. Zidul are o lățime medie de 7,8 metri. În zona asta. În zona asta. Și se spune că ar încăpea 5 cai la galop sau 10 soldați mărșăluind. Ce ziceți? Noi încăpem mai mulți când mărșăluim. Pare că ne încăpem mai mulți. La construcția zidului au participat, zice, în jur de 1 milion de oameni, dintre care 40-50% dintre aceștia au murit. Deci 400-500 de mii de oameni se zice că au murit. Unele legende zicând că unii chiar au fost îngropați în zid. Conform altor scrie de pe internet, zice că nu e adevărat această poveste. Nu știm, vă lăsăm și noi cu informația asta aici. El a fost construit la început din pământ, lemn și pietre, iar mai apoi, în timpul dinastiei Ming, s-a folosit cărămidă și cărămida era ținută într-un loc, deci ca și, nu știu, ciment, pe care l-am fost noi în zilele de astăzi, era folosit supă de sticky rice, și hidroxid de calciu, numit și var stins, probabil mai multe lume cunoaște denumirea asta la noi. Deci avem sticky rice în zid. Secțiunea unde suntem noi, Badaling,
Are o lungime totală de 12 km și are 43 de turnuri ca cel din spate. Dar din aceștia doar 3,75 de km se vizitează și doar 19 turnuri. Ele fiind recondiționate. Turnurile aveau ca scop adăpostirea soldaților și a proviziilor și în același timp de observarea eventualului inamic care apare și se transmiteau foarte ușor mesajele dintre un turn și celălalt. Noi, din cele 19 turnuri care se pot vizita, cred că am vizitat vreo 5. Hai zice un pic mai mult. Vreo 7? Nu le-am numărat, dar aș zisem, da, știți, la 6, parcă. Și cred că pe la 7 am coborât. Și pe la 7 am coborât. Da, ideea e că ne-am oprit la un moment dat, început să se îngusteze drumul și să se dea drumul la grupuri de oameni și stăteam mult prea îngrămădiți, am zis că nu are sens și oricum se face relativ târziu. Vreau acum să mergem să vedem dacă putem coborâ cu sliding car-ul, cu Bobu, nu știu exact cum să-i zic. Veneau cai galopând câte 5. Da. Hai să vedem la ce ne înhămăm. Teoretic ar trebui să fie un topogan, din ce zic aici, care ne-am uitat pe niște seamănă cu un bob, dacă ne-am uitat noi bine, și că e 80 de persoane. Și n-ai voie dacă ai boli sau ești bătrân. Băi, nu mă știu nici cu boli, nici bătrân. Hai să dacă ne las. Aparent nu e ceea ce ne așteptam. Da, ne-am luat. Da, dar e vina noastră, ne-am dus prost. E da, aparent asta e topoganul. Dar e ca un bob, dacă mai mulți. Mm. Cred că la celălalt ești doar tu. Și atât. Da, sunt dezamăgită. M-am supărat. Cred că era mai drăguț dacă ne lăsa în tura următoare, dar... Da. Nu, că suntem ultimii. Okay. Așa. Da, era mai drăguț dacă prindeam să fim primii, da. Și am pornit. Aparent suntem ultimii din trenuleț. Părem mai palmitat din poză. Sau? Oh, aprinde ceva viteză. Deși văzând acoperișul, pare că e fix ce văzești de sus. E posibil să nu fie totuși un alt bob. Era o idee mai bună dacă luam ăsta la urcat. Nu urcăm atâta. Am prins ceva viteză. Nu știu pentru voi cum se vede. Că se fie foarte zdruncinat. Și atât? A, nu. Te distrezi, Cristina? Părere? Înseamnă că nu era aici topoganul sau ba da, era și un topogan, dar nu... Noi ce am crezut că ne-am văzut acoperișul, dar... Credeam că e de la... Noi am crezut că e topoganul, dar aparent tot ăsta era și un topogan undeva, nu l-am găsit. Sunt un pic mai puțin supărată că măcar nu era lângă. Și aici e lumea de la urcare. Deci nu prea înțeleg cum urcă. Dar era o idee mult mai bună dacă l-am urcat. Da, măcar nu mai urcam atâta. Și te duce undeva până la turnul 4, parcă era, nu? Așa zicea. Adică așa arăta pe harta. Acum, sinceră să fiu, mie mi s-a părut că te urcă mai sus. Da. Oricum foarte drăguț și drăguțe zonele astea de deal, munte, ce e aici. Și s-ar vedea și zidul, cred că, dacă n-ar fi lumina așa proastă. Drăguț, una peste alta, e de văzut. Nu cred că puteam veni în Beijing fără să vedem Marele Chinezesc, chiar ne-am fi supărat tare. Haideți să vedem ce mai avem timp să facem astăzi, dacă mai reușim să facem ceva. Am decis în opinia să luăm o chestie de asta. Spune cât să plătească. A fost 10. A, super ok.
Hai să vedem și ce gustare. Ce da, e? Ce ne-am luat, ce am descoperit că ne-am luat, că doar ne-a făcut cu ochiul că e colorată, dar de principiu e orez, colorant, și că aici are ceva fruct. Și i-a dat cu niște sos pe el sau ceva. Zahăr. Mm-mm. Curmale sau ceva, cred că e sirop de curmale. Dar ăla-i dă un mic gust, dar rest e orez simplu. Merge? Mm. Da. Nu e ceva wow. Am dat, doar când despre autobuz, am dat de urși ăștia, care arată foarte dubioși, super blănuși. Și au niște păr, multe părți la cap, nu știu cum să zic. Și acoperă urechile. Dar nu sunt urechi, urechile sunt mai sus. Trebuie să-i hrănești și lumea le aruncă mâncare. Le aruncă banane. Da, și cred că am mai trecut pe lângă cușca unora, dar nu erau. Aici apar a fi trei, ăla de jos, cu ăsta de aici. Și încă unul care doarme cu fundul la noi. Arată ciudățel. Suntem la coadă la autobuz să plecăm înapoi spre Beijing. Și am zis că o să stăm o groază la coadă la plecare, dar pare că se bagă în câte trei autobuze odată. Și se merge super bine, deci probabil de plecat plecăm. Vedem și când ajungem. Și am plecat. Aici s-a terminat tripul nostru la Marlezit chinezesc. Și o să încheiem și acest vlog și vă așteptăm în următorul, ca de obicei. Da, dacă v-a plăcut, subscribe, like, comment, să împingă YouTube-ul video-ul ăsta la cât mai mulți oameni. Și ne ajută foarte mult să continuăm, să fim impulsionați să continuăm. Și nu uitați și de Instagram, adăscuri ce se trebuie și ce se trebuie pe TikTok. Până data viitoare, pa!